Bună seara! Bună seara! Bună seara! Noi aici suntem o delegație mai mărișoară și noi ne-am înțeles că atare să începem altfel, dar se pare că mai scurt așa. Eu ce-am spus? Veni cu barbă, începe. Asta pentru a aduce până la capăt lupta cu comunismul și tăiați din rădăcină. Comunismul, Republica Moldova. Politic. Politic. Dar nu-i place. O să prindă bine la colonița acolo. Trebuie să mai fac ordine, am de tăiat lemne. Și drept păduri nu prea am pilat în arenă de Boronin. Da? Mulțumesc! Dar pe acolo scrie și coborul ăsta? Nu, cum mai mir și nu știu. Da. Nu prea pot citi. Pentru dihorii care suc sângele poporului. Împreună cu dihorii care suc sângele căinilor. Cu toporul ce veți face? Cu toporul ce să fac? O să fac ceea ce trebuie să fac toporul. Toporul taie lemne, ajută la gospodărie. E o luptă, așa spunem, simbolică acest topor, lupta comuniștii. Nu merită să comuniștii să stricăm noi toporul. El are misiunea sa. Comuniștii și fără topor, la 28 noiembrie, se duc de așuia la vale și după aceste alegeri, tot mai mult și mai mult, o să auzim de democrație, de valori, de adevăr, de dreptate, de istorie, nu de minciuni și manipulări. Eu cred în cetățenii Republicii Moldova, cred în viitorul nostru european și așa va fi. Așa Domnul să fie. Să trecem prin perioade grele, dar să vină ziua în care să ne deșteptăm și să punem lucrurile la cale.